Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Fără Mănuși. Aici unde, după cum bine puteți vedea, s-a întors al meu american, al meu bronzat. Visul american. Visul american, al meu minunat coleg Yamato Zaharia. Aplauze pentru Yamato, ce mi-a adus? Nu mi-a adus nimic, vă zic eu sigur, mi-a adus un nimic. Un magnet. Mi-a adus magnet? Da. Să mi-l dai, să-l pun pe frigider. Și alături de Yamato, astăzi avem, bineînțeles, o invitată, o fată cu care vreau să vă spun că am stat foarte mult de vorbă înainte de emisiune și care pe mine m-a uns așa puțin pe suflet povestea ei și o să vedeți și voi îndată de ce spun lucrul acesta. Ruxandra, fiindcă ea este astăzi alături de noi, a ajuns la noi datorită concursului care se desfășoară pe TikTok, concurs despre care vă va da mai multe detalii Yamato. După cum știți, s-a făcut un concurs, o selecție, Eric se face rost să se posteze un video, de ce vrei să intri în cușcă, să-l postezi cu hashtag-ul Ericsef. Și uite așa s-au făcut și meciurile la bărbați, așa a ajuns și Ruxandra aici alături de noi. Deci, ceea ce înseamnă că se poate ca oricine să ajungă atâta timp cât urmărește paginile Ericsef și face tot ce scrie în regulamentele aferente. Așa că dacă vreți să ajungeți și voi în cușca Ericsef, după cum a spus și Yamato, dați follow, urmăriți toți pașii și vă așteptăm alături de noi. Acum să ne întoarcem la noastră invitată, Ruxandra. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ruxandra, ai 20 de ani, da. Ești din Timișoara, da. Și e prima oară pentru tine la București? Da. Am înțeles bine, am ținut bine minte, da? Da. Cum te-ai hotărât să participi la acest concurs, fiindcă am stat de vorbă cu tine și mi-ai spus că tu nu ai nicio legătură cu lumea asta a bătăilor? Da, am văzut că s-au mai bătut câteva fete pe aici, ori mai fost, și au prea multe gesturi și impresii de nimica. Și m-am gândit eu, o simplă fată de la țară, să le scot figurile din cap. Tu, o simplă fată de la țară, și bine că ai spus lucrul acesta. Hai să derulăm puțin înapoi. Aș vrea să lași oamenii de acasă să te cunoască, să ne povestești puțin cine este Ruxandra. Da, desigur. Sunt o simplă fată de la țară, mă ocup cu animale. Na, ce pot să zic? Vreau să afle și cei de acasă, fiindcă Ruxandra are o poveste de viață foarte impresionantă, care, după cum am spus puțin mai devreme, pe mine m-a atins. Ea are o soră vitregă, geamănă. O soră geamănă care este cu ea în momentul acesta. Ele au fost părăsite de mama lor când aveau câțiva anișori. Câți ani aveți? Da, nu neapărat. Mai venea, ne lăsa și după aia, la 9 ani, a plecat de tot. Da, dar na, ne mai caut așa acum, nu zic nu, dar nu am crescut cu mama. Și la 14 ani, de la 14 ani creștem singure, doar eu și ea. Ce s-a întâmplat la 14 ani? Ce s-a întâmplat cu tatăl vostru? A murit. Da, tata a murit, dar... Cum a fost pentru voi, două fete proaspăt intrate în adolescență, ca să spun așa, să rămână efectiv singure pe lume? Fiindcă tu mi-ai povestit că nu ați fost crescute nici de bunici, nici de nimeni. V-ați crescut una pe cealaltă, practic, nu? Da, na, ne-am obișnuit de mici, suntem obișnuite cu asta, gen, noi. Eu sunt curios cum de două copile ați rămas și ați crescut singure și nu ați ajuns, nu știu, într-un centru de plasament, adică într-un orfelinat, cum se întâmplă? Poveste lungă și aici, doar că... Ideea este că tu îți dorești foarte mult să intri în Gala Ericsef și noi ne dorim să te vedem în Gala Ericsef, dar pentru toți cei care urmăresc aceste gale și pentru toți cei care susțin aceste gale, noi ne dorim ca ei să și cunoască oamenii care luptă
care intră în cușcă și cu ocazia asta tu poți să-ți spui povestea și poți să atragi de partea ta oamenii care, așa ca și mine, poate că vor rezona. Da, doar că nu vreau să dau la sentiment, gen, să trag oamenii. Oamenii, dacă vor să mă apreciază, mă apreciază așa cum sunt. Da, oamenii trebuie să și cunoască ceva din tine. Da, ce doar poate că fi nu. Și, nu, unele, cum am ne-ar plăcea să aflăm. Știu, sunt unele subiecte care nu vreau eu să le deschid. Le-aș fi putut deschide de mult, dar nu vreau eu să vorbesc despre asta, cum mai ales la... Am înțeles. Te văd foarte emotivă și cred că și sora ta este puțin emotivă acolo în spate pe subiectul acesta. Spune-mi atunci cum a fost pentru voi să creșteți după vârsta de 14 ani? Cum a fost să creșteți singure? Care au fost greutățile pe care le-ați depășit? Au fost multe, dar... Au fost multe, dar au trecut. Nu mai stau acum să le gândesc. Nu mai vreau să deschid trecutul. Eu m-am uitat pe Instagram-ul tău și ai o bază mare de urmăritori, de unde vii tu, de la țară, așa cum zici. Da. Am văzut și ai fost la prima emisiune? Nu. Ah, ok. E prima emisiune. Cum ai ajuns la urmăritorii ăștia? Ești activă și pe TikTok, pe alte rețele de socializare? Da, sunt activă pe TikTok. Postez ce fac eu, ce îmi place mie să fac. Și ce îți place să faci? Să lucru cu animalele. Asta e o moștenire. Asta e de când mă știu. Deci ești o simplă fată de la țară, da, căreia îi place munca de jos, cum s-ar zice, că până la urmă nu este munca de jos, este munca prin care... mulți dintre noi, mai ales generațiile mai de vârsta mea sau mulți am crescut așa până la urmă și care nu vrea să plece de acolo, pentru că te-am întrebat pe tine la un moment dat dacă tu ai vrea să pleci din Timișoara, să lași totuși să te mânți la București și ai spus că nu ai vrea. Nu-mi place. Reprezintă pentru tine, nu știu, munca ta asta cu animalele pe care o faci, nu știu, reprezintă un refugiu, simți că te calmezi atunci când ești în, simți că te calmezi când ești lângă ele. Reprezintă liniște. Eu am văzut că tu ești foarte puternică. De fapt, noi am văzut că ești foarte puternică atunci când ai fost dusă în... colțul luptătorilor sau a campionilor, cum l-ai denumit, Amato? Nu mai țin minte că am uitat. ești fata care până acum a dat cel mai mult cu pumnul. Puțin mai târziu vor vedea și cei de acasă despre ce vorbesc. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns să ai această putere în tine? Pentru că te-am întrebat, sală n-ai făcut, lupte n-ai făcut, ce ai făcut? Am muncit. Munca de câmp? Da. Te-a făcut să fii atât de puternică. Deci hai să zic că sunt două categorii. Sunt oamenii care muncesc la țară și au o forță nativă mare de tot și oamenii care se antrenează zilnic, dar nu e aceeași forță. La fel cum aia care se duc și trag de fiere, dar aparate nu au aceeași forță pe care o au oamenii care dau cu sapă, dau cu grebla, ce mai fac, ce-ți voi acolo la câmp la țară. Lucrezi doar cu animalele sau lucrați și la câmp? Păi bănuiesc că și... Cu animalele mai mult, că pământ să agricultăm și așa nu. Nu faceți agricultură. Nu. Reprezintă munca voastră cu animalele și businessul din care trăiți? Adică, nu știu, vindeți produse gen lapte de vacă sau brânză sau... Da. Da, din asta se trebuie. Adică din ce vă întrețineți voi două? Din asta. Avem la moștenire de la tată, avem la verișorul nostru. Și acolo, ținem acolo, mergem acolo tot. Unde stați voi? Chiar în Timișoara? Sau? Mai la sat. Poți să ne spui ce sat? Uite, poate da, cu... La Mașloc. Cum? Mașloc. Mașloc? Da. Și în afară de verișorul tău, mai aveți pe cineva, nu știu, mătușă, unchi? Avem, dar nu prea ținem așa legătura. Când ne vedem sau... Nu prea. Te ajut și de mediul online să-ți promovezi afacerea, nu știu, mica asta afacere, să vinzi produsele alimentare, de ce?
că nu am nevoie. Spune-mi, te rog, tu ai terminat, câte clase ai terminat? 8. 8 clase. Ți-ai dorit vreodată să, nu știu, să mergi mai departe, să la liceu sau? Da, nu-mi place. Am fost la liceu, dar nu am terminat a noua și nu pot zic că am făcut noua clase. Nu ți-a plăcut sau? Ba, a fost ok, doar că nu aveam cum să merg la școală. Am preferat să merg la lucru. Deci ai renunțat la școală din cauza situației financiare, pentru că trebuia să, efectiv, să mergi să muncești. Da, oarecum da. Tu ai spus că aveai voi, de fapt, aveați 14 ani, nu? Da. Când a murit tatăl vostru. Și Yamato a întrebat cum s-a întâmplat să nu fiți luate la un centru de plasament sau? La 14 ani, când a murit tata, mama a venit de dincolo. A venit atunci după, na? De dincolo, din afara țării. Da. Și o stat cam jumătate de an cu noi și după aceea au plecat înapoi. Unde stă mama voastră? În Anglia. Și nu v-a propus niciodată să mergeți la ea? Ba da, am făcut 18 ani, am fost în Anglia, am stat 3 luni și nu, am venit înapoi acasă noi. Pentru că nu v-ați putut obișnui acolo. Da. Nu ați fi vrut să rămâneți acolo. Nu crezi că ați fi avut parte de un viitor mai bun acolo? Posibil că da, da. E greu să te obișnuiești acolo când tu deja ești obișnuit cu altceva. E foarte greu. Ce-și dorește Ruxandra cel mai mult în momentul acesta? Să intru în gala asta. Acum, în momentul ăsta, cu cine acceptă, le provoc pe toate fițoasele astea de București. Și dacă n-acceptă câte una, nu-i problemă, să intre câte două. Mamă, chiar că mamă. N-am mai avut parte de așa provocare până acum și nu pot să spun decât că... Oricum, la cum a lovit tare și am zis cu băieții. Păi, uite că... Tot spui de cum a lovit și care șanse și cu băieții, eu vreau să invit și oamenii de acasă să vadă cum a lovit Ruxandra și să înțeleagă de ce suntem atât de uimiți eu și Yamato și tot vorbim despre pumnii dați de ea. Hai să urmărim împreună pumnii. Mamă, 848 și 816. Ai făcut media? Yamato, eu nu sunt bună la matematică. Care e media? Se pare că am trecut mult pe la școală. 800... Nu mai stau acum. Băieții de la producție, văd că am... Băieții de la producție, repede, salvați-mi, da. Și optiți în cască, repede. După cum am spus, deci, să știi că ai dat niște pumni mai puternici decât... Ei, am dat și mai mult, dar nu acum. Cele mai mult am dat 900 și ceva. Cel mai mult? Da. Probabil în perioada eram lucrată și mai mult. Erai lucrată la... A dat mai mult cu sapa în perioada aia, am trăgat antebrațele. Am dat mai mult. Cum te simți, Yamato? În pericol. Uite, Yamato aici este campion la Kempo, luptător de Kempo. Ai vrea să intri cu el în cușcă? Ai avea tupeu să intri cu... Da, da, nu vreau să-l umilesc. Nu vreau. Stau eu să-i pansez rănile după. Nu-i problemă, stau eu să-i pansez rănile după. Pentru asta poți să dai mine cât vrei. Cât mai rău. Dacă mă pansează Simona. Dacă să spunem că vei ajunge în gala RXF, ai pe cineva în minte cu cine ai vrea să te lupți? Da. Cu cine acceptă? Denisa Despa, Kinga, uite, că tot vrea și ea să se bată. Da. Știi pe Kinga de la Casa Iubire? Da, da. Ai vrea să te bați cu ea? Pentru că și ea ar vrea să se bată. Da. Ok.
Accept cu oricine eu, dacă el acceptă. Da, accept cu oricine, am înțeles lucrul acesta, dar nu știu, ai pe cineva care, bă, nu-mi place de fata aia, nu-mi place fața ei, nu-mi place, nu știu, vreau să o bat, vreau să intru cu ea în ring, vreau, mi se pare o fițoasă ordinară și vreau da, să... Da, Denisa Despa. Denisa Despa? Da. De la ce? Nu știu, își lasă prea multe impresii. Am auzit și că are și două învingeri în gala asta. Da? Eu știu de una, cea cu... Păi, cred că și eu știam tot de una, dar am auzit și că de două. Dar nu-i problema, că îi le iau eu pe toate. Mamă. Păi, uite, acum ai ocazia să-i faci Denisei de spa, poți să-i faci o provocare în direct, dacă vrei. Poți să te uiți la cameră și să o provoci. Denisa, dacă vezi asta, te rog frumos, acceptă că-ți scot figurile din cap. N-ai cum. Așteptăm fără... și noi cu foarte mare interes lupta dintre Tot l-am văzut pe ăsta pe Gheboasă, pe TikTok, că s-a dus în Brașov și au venit toți și s-a simțit intimidat, amenințat și a zis că ieșea bodyguard data viitoare. Uite, poate s-o sune pe Roxandra să fie bodyguardul lui Gheboasă la cum dă. Da. Deci așteptăm Gheboasă să o sune pe Roxandra să-i fie Roxandra bodyguard și așteptăm și răspunsul Denisei la provocarea Roxandrei, dar sau al Kingei. Sau al Kingei. Da. Dar înainte de toate vom lua o scurtă pauză, vom pleca nicăieri, fiindcă revenim imediat. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Dragi prieteni, am ajuns aici în colțul campionilor și alături de Roxandra, care se pregătește să ne arate cât de puternică este. Vreau să vă aduc aminte regulamentul acestui joc. De fapt, o să-l las pe Yamato, care este proaspăt venit din America, să vă aduc aminte regulamentul jocului. Ia zi-ne ce mai ții tu minte. Ce mai țin eu minte? Nu, ca la școală. Păi e foarte simplu, se dau două lovituri, se face media. Cel mai puternic care a lovit câștigă la bărbați, este premiul de 1000 de euro. Iar la fete de 500 de euro, așa a rămas sau s-a schimbat? Nu, așa a rămas, așa a rămas. Din păcate așa a rămas. Da, vrem să vă aducem aminte faptul că acest concurs se va desfășura până la următoarea gală, adică până pe data de 21 februarie. Și acum haideți să vedem cât de tare poate da Roxandra. Rux, ești pregătită? Da. Uite, am să-ți dau drumul la minge. Așa. Până dă disclaimer, vedeți că a dat înainte în pauză, dar a rupt aparatul. Deci vei da de două ori și apoi vom face media, da? Okay. Hai să vedem cât de tare poza. Ia pe asta, Yamato, că a dat mai tare decât tine. Băi, nu l-ai simțit? Nici nu vreau să mă... Auzi, putem să o băgăm la categoria de băieți. Eu zic să se lupte cu... Dacă n-acceptă fetele, ok, mă. Eu zic să se lupte cu Sandu Lungu. Da. Ok, 848, ții minte, da? Mai puțin, dar tot ai trecut și cred de 800. Eu nu cred că mai e altă femeie care să dea mai mult ca ea. Nici eu nu cred. Cred că deja premiul este așa, oarecum ați judecat. Te-ai gândit ce vei face cu cei 500 de euro dacă vor ajunge la tine? Nu, ți-ai făcut planuri. Ei bine, o să vorbim mai multe despre pumnul tău și despre bani pe canapea. Ne revedem! Oh.
regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și dacă ne vedeți pe amândoi așa puțin timorați, nu vă întrebați de ce, aduceți-vă aminte de pumnii pe care Ruxandra i-a dat. Eu nu sunt timorat, chiar sunt fericit. De ce? Păi dacă mă bate, înseamnă că tu ai mai mult timp grijă de mine, e logic, nu? A, bine, atunci doar eu... Buzele tale vor sta pe rănile mele mai mult. Atunci sunt doar eu timorată. Să mă lovești și jos. Sunt, doar eu sunt timorată, n-aș vrea să iau un pumn de la Ruxandra, zic din tot sufletul. Sunt cea mai pacifistă în emisiunea aceasta. Ruxandra, mie mi-ar plăcea tare mult să te văd și eu sunt sigură că vei ajunge în ring cu Denisa sau cu altcineva și vreau să știu dacă vei ajunge în ring cu cine ți-ar plăcea să te antreneze, pentru că, ok, tu nu ai un background în sport, nu ai un background în lupte, dar va trebui să te antrenezi puțin ca să înveți așa câteva tehnici și câteva reguli. Cine ți-ar plăcea să te antrenezi? Nu știu, n-am încă un antrenor, dar o să găsesc la Timișoara, că nu pot să... Sunt mulți antrenori buni la Timișoara. Da. Ai pe cineva din lumea sportului pe care tu apreciezi? Da. În legătură cu asta, Alin Chirila. Ui, de acolo. Da, e de la Timișoara. Da? Da, e, mi se pare că vorul lui Alin este Iasmin, care s-a bătut cu Mihai Aftănase. A, și nu e chiar cel care l-a antrenat? Da, păi dacă e vorul sus, mi se pare. E cel care, a, ok, gata, da, îl știu, da. Pe Iasmin îl știi? Care... Da. Da? Da, știu că s-a bătut cu Mihai. Știu, da. De la gala. Ai văzut lupta? Da? Da. Și cum ți s-a părut? Interesantă. Am știut că o să câștige Mihai. De unde ai știut că o să câștige Mihai? Că e un băiat simplu. E un băiat simplu și el e de la țară, e muncitor, a trecut și el prin greu și era de știut. Ci se pare că oamenii de la țară sunt mai puternici față de... Da, atât fizic cât și psihic sunt mai. Sunt mai încercați de viață și mai puternici. Da. Aș vrea să știu dacă ți s-ar propune să particip la, pentru că automat vei atrage foarte mult atenția odată cu apariția la noi și dacă vei ajunge în cușcă și mai mult. Și aș vrea să știu dacă ți s-ar oferi... ocazia să particip la vreo emisiune televizată, la care ar fi? Nu știu, nu mă gândesc la asta. Dacă mă întreb pe mine la Survivor direct. A, dacă ar fi la Survivor, da. Dacă ar fi la Survivor, da. Dacă ar fi, să spunem, la, nu știu, Puterea Dragostei. Nu. Sau la Casa Iubirii. Nu. Nu, e mă direct Survivor. Sau la acolo, Insula, după pești. Insula Iubirii. Nu. Nu ai acceptat? De ce nu ai acceptat la asta? Nu știu, nu-s de mine, nu mă atrag astea. Mă uit la ele, mă uitam la Puterea Dragostei, mă uit la Casa Iubirii, dar nu. La Survivor direct să taie palmierul să cadă nucile direct de cocos. Da, mă, îți dai seama, dar stai puțin, să vedem acum, le încercăm pe toate. Găsim cea mai bună variantă pentru Ruxandra. Tu ai un iubit? Nu. Nu ai un iubit. Să zicem că ți s-ar oferi ocazia să particip la, cum e emisiunea, Noră pentru Mama. Mireasă pentru da, fiul meu. Mi s-a propus să particip la Mireasă pentru fiul meu, okay. Anul trecut în iarnă. Ok. Nu am acceptat. De ce? Nu-mi place, nu-i de mine, nu-i ceva ce... Da, bine, Mireasă pentru fiul meu e o emisiune destul de, adică, nu știu, mi se pare liniștită, calculată, mi se pare o emisiune nu foarte... Da, probabil e, nu știu, nu zic eu de niciuna din ele cum îți, dar nu-s de mine. Ți-ai dorit în momentul acesta să-ți găsești pe cineva, să ai o relație sau, sau ai alte priorități? Da, am alte priorități. Acum nu știu ce să zic despre asta. Nu. Dar niciodată nu spui niciodată cine știe de unde apare persoana aia.
nici nu știe cum o vede cineva luptându-se în cușcă și se îndrăgostește de... Se îndrăgostește direct în cușcă. Se îndrăgostește de pumnii pe care îi dai. Să știi că sunt bărbați care sunt foarte atrași de femeile agresive și femeile puternice și femeile dominante. Normal dacă voi un mistress. Poftim? Vorbim în alți termeni. Deci tu nu-ți dorești, dar ești deschisă dacă ți s-ar întâmpla. Uite, să zicem, cum, după cum am zis, vei atrage atenția acum cu interviul acesta. Nu știu. Toată lumea să stea departe de tine. Deci în momentul de față nu ai, nu vrei, nu ești deschisă. Nu nimic. Nu. Vrei să te axezi cât mai mult pe această luptă? Da. Ruxandra, spune-mi, te rog, ți-ar plăcea, te-ai gândit vreodată să faci o meserie din fiind atât de puternică și fiind atât de pe picioarele tale și de hotărâtă și de neînfricată? Te-ai gândit vreodată să faci o meserie din asta? Cred că ai și vârsta, nu? Da, 20 de ani încă plăcut. Poate să... Ce meserie ești? Mi-mi plac sporturile astea. Da. Îmi plac sporturile astea. De mică mi le plac. Și fotbalul iar mi-l place. Deci ești băiețoasă de felul tău. Ți-ar plăcea să, nu știu, să devii luptătoare, să începi să faci... Dacă va fi să câștigi gala RXF și ți se va propune să fii luată sub aripa vreunui luptător care să facă din tine o luptătoare. Da, aș fi de acord. Ai renunțat la viața de la fermă, de la... Da, nu de tot, dar m-aș axa și pe chestia asta. Care e motivul pentru care nu ai vrea să renunți de tot la viața? E ceva de suflet. Asta e ceva de suflet. E ceva cu ce ai trăit. Și e ceva care de atât de mulți ani pune efectiv mâncarea pe masă, nu? Dar până una alta, eu oricum cred că va câștiga concursul ăsta și va lua cei 500 de euro. Te-ai gândit ce vei face cu banii dacă îi vei... Nu. Nu știu, nu m-am gândit. Care sunt, uite, hai să trecem, să mergem mai departe și să vorbești puțin de meseria ta, că poți să o numesc o meseria ta și a surorii tale de care te văd foarte atașată, adică munca cu animalele. Cât câștigați voi lunar din... Nu știu, nu neapărat că e lunar aici. Aproape orice investiție vine din ea, pot spune că se duce tot în ea, tot în munca asta. Na, dar uite... E ok, nu știu, nu pot să zic. Dai seama, cred că după ce vindeți voi lapte, vânzeți și ce mai faceți voi, după trebuie să-i dai mâncare la animalele alea, nu știu, veterinar sau... Nu cred că e veterinar, cred că se ocupă altcineva de animal. Ba da, veterinar, nu? Nu, de animal, cine vine să... Da, pentru tratament, la urmă, animalele facem noi. Voi sunteți veterinar? Voi sunteți veterinar? Da, nu e greu. Ai participat vreodată? Eu mi-aduc aminte când eram mică. Știi că ți-am spus că eu sunt din Suceava. Am crescut la fel într-un sat din Suceava. Și mi-aduc aminte când năștea vaca, gen că bunica efectiv era veterinar, că vaca fată, îmi zice producția, Simona, vaca fată, nu naște. Lasă-mă să nască și ea. Că efectiv se ducea și o ajutea, că trăgea vițelul de copite. Da. Ați făcut vreodată asta? Da, am văzut, dar nu am tras nici la el pentru că nășteau foarte atât cât și cai, iubesc foarte mult cai. Deci nu cred că iubesc niciun animal cum iubesc cai. Da, și la purcei iar am asistat. La miei din... Voi aveți cai? Am avut. Ați avut și îți plăcea să călărești? Da. Care este motivul pentru care nu mai aveți? I-am dat, că nu e totul așa ușor cum pare. Necesitau prea multă investiție ca să-i țineți? Nu prea, dar nu. Spune-mi, dar mama ta vă ajută, mama voastră vă ajută cu ceva? Adică, nu știu, vă trimite pachete, bani, haine...
se oferă. Da. Ai vorbit cu ea despre, despre lupta? Da, i-am spus că o să vin aici. Și ce a spus? Nu e de acord? Ba. E. Are încredere în tine că vei câștiga lupta? Da. Uite, eu și Amato suntem stolați, n-ai cum, dar din primul punct cade. Eu parez. Vei da knockout și... Dar sora ta e de acord cu... Da, e 100% încrezătoare pe ea că o să câștig. Aș vrea să-mi povestești puțin despre relația cu sora ta. Puse așa puțin în balanță. Bine, voi sunteți din gemene, geamene, geamene sau gemene? Mamă, nu știu ce-i cu tine. Gemene? Sunt, mi-e frică. Presupun că semănați foarte mult, dar... dintre voi, care este cea mai, cea mai dură, cea mai, nu știu, care e mai... Mai serioasă? Da, mai serioasă. Ea. Ea. Ea e mai serioasă. Tu ești mai, tu ești mai copiloroasă? Da, mai... foarte copiloroasă. Ea, ea este cea care ia decizire? Da, e serioasă tot timpul. Bine, și o serioasă când trebuie, dar chiar tot timpul. Ea a participat la concursul de pe TikTok pentru gală? Nu. Nu și-ar dori să intre și ea să lupte? Nu știu dacă și-ar dori, dar eu mi-aș dori să intre să lupte, că știu că poate. Care dintre voi este mai puternică? Nu pot să zic care, amândouă. Uite, ce crezi că la asta mă gândeam acum, că trebuie să o punem și pe ea să lovească. Să punem și pe ea să lovească? O punem la sfârșit. Dar zi-mi, te rog, să spunem că vi s-ar oferi ocazia să vă luptați una împotriva celelalte. Da, nu știu, zic, aș accepta, nu știu dacă ar accepta, ea ar accepta. Deci intră și cu tine până la urmă. Până la urmă, pentru tine nici nu mă antrenez, că oricum nu pot să dau în tine, deci aia e o bătaie, nu mă face. Te bate? E mai puternică decât tine? Da, oarecum, nu e mai puternică. E mai puternică. Dar care e mai mare? Cu una dintre voi tot e mai mare. Eu. Azi, deci... Cu 15 minute. Wow! Mamă, ce mult! E mult, să știi că Gemini de obicei sunt mai mari. Ea avea la naștere 3 kg 200 și eu 2800. Era și mai mare și... Deci, ca să spunem deci... așa, de mică a fost mai mare. De mică a fost mai mare și mai puternică. Da. Ok, deci dacă ar fi să intri în cușcă cu ea, tu ai intra, dar ești sigură că ea te-ar bate? Nu pot să dau. Pentru că nu poți tu să dai. Bine, nici ea nu, dar na. Dar dacă acceptă, Mioara, dacă vezi asta și accepti, Mioara o cheamă pe sora mea. Te provoc. Din păcat. O provocăm și noi pe Mioara și uite, eu sunt curioasă dacă Mioara dă mai mult. Cum ar fi să dea mai mult? Știi, puteau să facă schimb care dă mai tare. Da. Ca să ia banii, siguranță. Chiar. Cum ar fi să vină la meci și să intre de fapt Mioara, nu Luxandra? În care, dintre, în care dintre, dacă ar fi să intre, nu știu, cu Denisa Despa sau cu altcineva, în care dintre voi ți-ai pune mai mare bază, în tine sau în ea, că ar câștiga? Care, pe care, care dintre voi este mai rea, mai iarțăgoasă, mai... Ea, ea e mai rea, mai așa, și mai puternică, dar aici nu ține totul de forță și de putere și de viteză. Și aici nu pot să zic că e mai iute ca mine, că eu cei drept sunt mai iute. Deci după aceste declarații chiar vreau să o văd pe Mioara cum lovește. Da, sincer să fiu și eu vreau să o văd pe Mioara cum lovește. Și vrem să vedem de la Mioara și vrem să vedem și de la ea acele TikTok-uri, acele faze care trebuie pregătite pentru gală, pentru că mi-ar plăcea, uite, mie de exemplu, mi-ar plăcea să le văd pe ambele, în acea, bine, în meciuri separate. Și mie mi-ar plăcea da. Să o văd, dar nu-i prea, ea nu... Prea e coaște, nu-i place așa. De ce? Nu-i place presiunea publică? Sau? Nu-i place violența? Cine-i? Online asta. A, ei nu-i place online-ul. Bine, poți să faci și tu pentru ea, adică să, nu știu, să o filmezi tu, să faci așa și pregătești tu totul. Oricum și... sunteți gemeni, poți să zici, bună, sunt Mioara, nu știu ce e, bla bla. Exact. Ruxandra, vrem să-ți mulțumim foarte mult pentru că... Ai venit de la Timișoara până în București pentru că ai făcut această călătorie
pentru noi. Vrem să-ți mulțumim pentru interesul pe care l-ai arătat pentru gala RXF și îți dorim numai bine, îți dorim mult succes, să pui mâna să te pregătești, fiindcă noi ne dorim să te vedem în gală. Numai să accepte fetele și dacă ei să nu se spere. Găsim și așa, nici mă pregătesc. Uite, pentru ele. Mai dacă nu intră ele care sunt persoane publice, sigur, Ana Maria Palar intră. Probabil că da. S-ar putea să da. Dar eu cred că și Kinga ar intra, că și Kinga da. Eu zic că cu siguranță tu vei avea parte. Ce înălțime ai tu, scuze? 1,65 m. 1,65 m? E cu 15 cm mai mare față de Kinga. Da. Bine, fiecare centimetru contează oriunde e mai bine. Nu, Yamato, nu e adevărat. Cine ți-a spus asta te-a mințit, îți corect. Garantez. Îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi în emisiune, pentru că ți-ai făcut timp să vii și acum să te întorci înapoi la Timișoara. Vă dorim numai bine atât ție cât și Mioarei. Și ne revedem cu bine în februarie în gala RXF. Mulțumesc! Iar voi rămâneți alături de noi, fiindcă urmează mâine un nou episod al podcastului. Vă rămânuși! Și bonus, o vom vedea și pe Mioara cum lovește. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Așa cum v-am promis, am adus-o și pe Mioara la bonus. Ia vino Roxandra lângă ea. Deci sunt îmbrăcate la fel, doar culoarea adidasilor diferă. Și părul. Deci am putea spune că sunt identice. Dacă nu accepte una să se bată cu ea, poate să accepte toate. Eu ia să o vedem pe Mioara cum lovește. Mamă, dar te-ai grăbit puțin. Mai dăm o dată. Dar nu te mai grăbi. L-ai dat pe lângă. Știu. Ia, nu te mai grăbi. Asta a fost mai bună. A fost bine, oricum a dat mai bine ca tine, Simona. Deci bonus am avut-o și pe Mioara. Noi ne revedem la următorul podcast. Fiți cu ochii pe noi, dați cu subscribe, aprindeți clopoțelul, toate alea. Ne vedem! Sponsorizat de lasvegas.ro.